Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi prin vot secret pe preasfințitul părinte Nestor în demnitatea de episcop al Devei și Hunedoarei, în locul vrednicului de pomenire episcop Gurie, decedat în luna octombrie. Pentru aceeași demnitate a candidat și arhimandritul Gherontie Ciupe, consilier eparhial la sectorul pastoral liturgic al episcopiei Devei și Hunedoarei. Preasfințitul Nestor a primit 38 de voturi din cele 46 exprimate de membrii sinodului. Preasfințitul părinte Nestor Hunedoreanul, pe numele său de Mirean Dumitru Constantin din Culean, are 38 de ani și este doctor în teologie. Viitorul episcop al Devei și Hunedoarei activează în cadrul acestei eparhii din 2013, fiind pe rând consilier pastoral liturgic, vicar administrativ bisericesc, vicar administrativ eparhial și arhiereu vicar, funcție pe care o ocupă în prezent. Episcopia Devei și Hunedoarei este cea mai nouă eparhie din țară, fiind înființată în anul 2009. De atunci, până la trecerea sa prematură la Domnul, la doar 52 de ani, pe 21 octombrie 2021, din cauza unor complicații apărute după infectarea înaltului ierarh cu COVID-19, în fruntea Episcopiei Devei și Hunedoarei s-a aflat preasfințitul părinte Gurie. Anunțată inițial pentru 19 decembrie și apoi pentru 27 decembrie, data întronizării preasfințitului părinte Nestor, a fost stabilită conform unui comunicat de presă emis astăzi de Episcopia Devei și Hunedoarei pentru data de 26 decembrie 2021, a doua zi de Crăciun.